Este vorba despre un spectacol live online pentru a sărbători 171 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române și pentru a fi alături de cei aflați în suferință în această perioadă. Ca de fiecare dată în jurul zilei de 3 aprilie, când sărbătorim, iată, în acest 171 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, noi, jandarmii maramureșeni, ne-am gândit ca să organizăm un spectacol caritabil. Este vorba de un spectacol în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, precum și cu Ansamblul Național Folcloric Transilvania. Acest spectacol are ca și scop strângere de fonduri prin donații. Spectacolul este online, deoarece vremurile nu ne permit ca să fim împreună într-un cadru al unei săli de spectacol, dar efortul nostru s-a îndreptat înspre online. Cei care doresc să vadă acest spectacol vor putea să facă și donații. Jandarmeria Maramureș vă invită în data de 3 aprilie 2021 să vizionați online spectacolul umanitar alături de cei din linia întâi, cu participarea tuturor instituțiilor angajate în lupta anti-COVID. Partenerii evenimentului sunt Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului. Colaboratorii sunt Poliția Județului Maramureș, Poliția de Frontieră Sighetul Marmației, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș, Centrul Militar Județean, Unitatea Militară 01354, Poliția Locală Baia Mare. Spectacolul va fi susținut de către invitații speciali Dumitru Dobrican, Radu Ciorda și Petrică Mureșan, alături de artiști din cadrul instituțiilor menționate. Sumele rezultate din donații vor fi direcționate către Spitalul TBC Baia Mare, unitate suport COVID. Din structurile enumerate avem mulți artiști care sigur că vor debuta cu câte o piesă, două, orchestrate de Ansamblu Transilvania și în final vom avea ca și oaspeți de seamă artiști ai muzicii și folclorului popular. E vorba de maestru Dumitru Dobrican, de Radu Ciorda și de Petrică Mureșan, care și ei vor fi alături de noi. Proiectul sau donațiile respective care se vor aduna în urma proiectului vor fi dirijate înspre Spitalul Suport COVID, TBC, așa cum îl știm, din Baia Mare, pentru a îmbunătăți și a susține activitatea de acolo. Toți cei care vor dori să facă parte din această inițiativă pot face donații în conturile afișate pe ecran. Donațiile vor sprijini activitatea continuă a secției ATI a Spitalului de Pneumoftiziologie Dr. Nicolae Rușdea din Baia Mare. Spectacolul va avea loc în 3 aprilie de la ora 19 în mediul online.